Este vorba despre programul de reabilitare al clădirilor din zona istorică a orașului Constanța, program care a fost demarat încă de anul trecut de către primărie în parteneriat cu RAE DPP Constanța. Anul trecut, împreună cu domnul primar, am făcut o listă a clădirilor care ar trebui reabilitate cât mai urgent. Printre aceste clădiri se regăsește și cea din spatele nostru, pe care am reușit să o finalizăm luna trecută. Banii pe care primăria ne-a pus la dispoziție sunt alocați încă de anul trecut. Bugetul a fost stabilit, cum v-am spus, împreună cu domnul primar. Anul acesta am finalizat, deci, două imobile. Urmează încă patru să intre în reabilitare luna aceasta și sperăm luna viitoare să începem încă două imobile. Suntem pe strada Cea Rosetti. La această clădire a fost refăcută fațada și înlocuit acoperișul. Tâmplăria a fost înlocuită pentru că foștii chiriași care au locuit aici aduseseră anumite modificări, puseseră tâmplărie din termopan, iar direcția de cultură ne-a transmis că trebuie fațada, trebuie refăcută, adusă la forma ei inițială, și a trebuit ca această tâmplărie să o refacem. Este o tâmplărie de lemn. Tâmplăria de termopan a fost menținută, dar la interior, la exterior, am venit cu o tâmplărie apropiată de cea originală, pentru că, bineînțeles, geamurile vechi nu mai existau. În schimb, ușa de la intrare este cea originală, pe care am recondiționat-o și zicem noi că arată foarte bine. A fost finalizată anul acesta, adusă la starea ei inițială, exact cum arăta în 1908, când a fost construită. Plus, mai avem un program unde sunt incluse 16 imobile, dar care aceste 16 imobile necesită reparații mai ample și trebuie să le facem și proiectare, adică studii tehnice, să le facem subzidiri, proiectări tehnice și așa mai departe. Și de aceea, în momentul de față, cu aceste 16 imobile, suntem la stadiul de licitație pentru proiectare, urmând ca anul viitor, de asemenea, după, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu domnul primar, urmând a fi prinși bani separat pentru acest al doilea program, pentru reabilitarea acestor clădiri, urmând să demarăm și acest program. Însă, pentru primul program, cel cu cele 11 imobile, unde reabilităm doar fațadele și acoperișurile, discutăm în momentul de față de Piața Ovidiu, zona centrală a orașului, Ecaterina Varga, Mihail Cogălnicianu, mai sunt pe Cuzavodă două imobile. Deci cam aceasta a fost și dorința primăriei, a domnului primar, ca zona veche, zona istorică a orașului Constanța să prindă viață, clădirile să fie readuse la starea lor inițială. 90% dintre clădiri sunt în zona istorică, în Piața Ovidiu. La acest imobil de la numărul 3 deja am demarat lucrările. Este vorba de o clădire parter plus etaj. La parter aveam două spații comerciale, unde, din păcate, lipsea tâmplăria. Era folosită mai mult ca coș de gunoi. Am făcut curățenie, am montat tâmplărie nouă. Săptămâna aceasta urmează să punem schela pe clădire și să ne apucăm de fațadă, bineînțeles, și de acoperiș. După ce finalizăm lucrările la acest imobil, vom putea scoate și la licitație spațiile comerciale. Practic dăm față nouă centrului vechi al orașului cu ajutorul acestor lucrări de reabilitare a clădirilor istorice care aparțin municipalității. Toți constanțenii ne dorim ca centrul istoric al orașului să arate frumos, să fie comparabil cu capitalele europene, orașele europene, dar eu zic că ușor, ușor, într-un an, poate 2-3 ani, să-i ajungem din urmă și ca tot acest centru istoric să fie reabilitat.